Salutări, prieteni! În această serie de clipuri video, am parcurs uimitoarea carte Tragedia Veacurilor, analizând aspectele importante ale fiecărui capitol. Astăzi le vom lua în considerare pe cele din capitolul 25 intitulat Legea lui Dumnezeu de neschimbat. Și aș dori să vă reamintesc că dacă nu aveți încă această carte minunată, o puteți descărca gratuit de pe site-ul greatcontroversyproject.org. În capitolul anterior am analizat sanctuarul din Vechiul Testament și ceremoniile din el, și am studiat cu atenție ce se întâmpla în ziua ispășirii. S-ar putea să vă amintiți că sanctuarul avea două încăperi. Prima încăpere era numită locul sfânt, iar cea de-a doua, locul prea sfânt. Doar în ziua ispășirii, marele preot intra în locul prea sfânt pentru a îndeplini lucrarea simbolică de curățare a sanctuarului. Deși în locul sfânt erau mai multe piese de mobilier, precum sfeșnicul, masa cu pâinile și altarul tămâierii, în spatele perdelei care separa cele două încăperi era o singură piesă de mobilier, chivotul de aur al legământului, cunoscut și sub numele de chivotul mărturiei lui Dumnezeu. În oh. Apocalipsa 11 cu 19 citim uimitoarea descriere a lui Ioan despre ce a văzut în locul preasfânt din sanctuarul ceresc. El a scris, și templul lui Dumnezeu, care este în cer, s-a deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, cu tremur și grindină mare. Deoarece Evrei 8 cu 5 ne spune că sanctuarul pământesc a slujit ca o reprezentare și o umbră a sanctuarului ceresc. Înțelegem că în această a doua încăpere se deschidea doar în marea zi a ispășirii pentru curățarea sanctuarului ceresc. De aceea, scrie Ellen White, anunțarea că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și a fost văzut chivotul legământului său, arată către deschiderea locului preasfânt din sanctuarul ceresc în 1844 când Hristos a intrat acolo pentru a încheia lucrarea de ispășire. În chivotul legământului de pe pământ se aflau cele două table de piatră care conțineau legea lui Dumnezeu, cele zece porunci. Citim în tragedia veacurilor că prezența celor două table care conțineau legea lui Dumnezeu făcea chivotul atât de valoros și sacru. Vedem din nou o paralelă în sanctuarul ceresc, unde este păstrată legea lui Dumnezeu, marele original. După marea dezamăgire din 1844, pe măsură ce credincioșii adventiști evlavioși au continuat studierea Bibliei, au început să vadă din ce în ce mai clar importanța sanctuarului din cer și a legii lui Dumnezeu. Ei au înțeles mai clar cuvintele lui Hristos când a spus, Adevărat vă spun, câtă vreme vor dăinui cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau frântură de literă din lege, înainte ca toate să se fie împlinit. Legea lui Dumnezeu este o revelație a voii sale, o reprezentare a caracterului său și va dăinui pentru totdeauna. În Psalmii 111 cu 7 și 8 citim, toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Mm. În această perioadă în care studiau Biblia, atenția primilor adventiști a fost atrasă în mod deosebit de porunca a patra, în care au citit. Aduți aminte, Adu aminte de ziua sabatului ca să sfințești. Ca o sfințești. Șase zile poți, poți să lucrezi și să, să faci orice lucrare. lucrare. Dar ziua a șaptea este sabatul închinat Domnului Dumnezeului tău. Să nu faceți nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este înăuntrul porților tale. Căci în șase zile a făcut Domnul Cerul Pământul, marea, marea și, tot și tot ce este în ele. ele and all that is in them. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua Sabatului și a sfințit-o. Inimile primilor credincioși adventiști au fost sensibilizate. Nu înțeleseseră niciodată atât de clar această poruncă au început să analizeze motivele pentru care respectau prima zi a săptămânii în locul zilei sfințite de Dumnezeu. Nu au găsit în Biblie nicio dovadă a faptului că porunca a patra fusese abolită sau că sabatul fusese schimbat. Au înțeles că Dumnezeu nu își retrăsese niciodată bine binecuvântarea pe care o plasase asupra zilei a șaptea. Ei căutaseră cu sinceritate să cunoască și să facă voia lui Dumnezeu, scrie Ellen White. Acum, când s-au văzut călcători ai legii sale, durerea le-a umplut inimile și și-au arătat credincioșia față de Dumnezeu, respectând sabatul său cel sfânt. Decizia acestui grup a fost extraordinară, deoarece majoritatea covârșitoare a creștinilor se închinau duminica. În prima zi a săptămânii. Cu toate acestea, pe măsură ce acceptau Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul și urmau învățăturile lui, erau conduși să înțeleagă mai bine frumusețea sa și importantele lui mesaje pentru cei care trăiesc în timpul sfârșitului. Prietene, astăzi aș vrea să te întreb: crezi în Cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că legea lui Dumnezeu este sfântă și adevărată? Și după cum am citit, că toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie? Vrei să afli mai multe despre caracterul etern al legii lui Dumnezeu? Dacă vrei să știi mai multe despre această importantă învățătură biblică, te invit să vizitezi adresa din partea de jos a ecranului. Vei fi uimit și îmbogățit dacă știi ce spune Biblia despre acest subiect foarte important. Iar acum, la finalul mesajului de astăzi, te invit să ne rugăm împreună. Tatăl ceresc, îți mulțumim pentru informațiile uimitoare din Scriptură despre lucrarea ta în sanctuar și despre ceea ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru frumosul chivot al legământului care conține tablele de piatră cu cele zece porunci. Inclusiv prețioasa poruncă a patra. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat sabatul și ne ajuți să ne amintim că este ziua ta de odihnă pentru eternitate și că astăzi, sabatul zilei a șaptea, este la fel de important ca atunci când l-ai creat la sfârșitul celor șase zile ale creației. Îți mulțumim că ne asculți. Binecuvântează-ne în închinarea noastră și în sfințirea sabatului tău, a sabatului zilei a șaptea. În numele lui Isus te-am rugat. Amin.